Absolvenții de medicină din Brașov care au trecut de focul rezidențiatului urmează să-și primească posturile sau locurile în funcție de media obținută la examen. Concursul de intrare în rezidențiat a avut loc în data de 15 noiembrie. Cele mai multe posturi disponibile au fost la Spitalul Aurel Tulbure din Făgăraș, 12 din 20, la următoarele specializări: anatomie patologică, farmacie clinică, anestezie, terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie generală, medicină de laborator, nefrologie, neonatologie, pediatrie, psihiatrie și radiologie imagistică medicală. Până la ora actuală și-au anunțat intenția de a veni la spitalul din Făgăraș doar 3 medici rezidenți. Asta se va întâmpla începând cu data de 1 ianuarie 2016. Medicii specialiști vor ocupa posturi la secția de urgențe, neurologie și urologie. La Spitalul Aurel Tulbure mai sunt 2 posturi pentru medici neurologi și 4 posturi pentru medicină de urgență. Reprezentanții Spitalului Făgărășan susțin că în ianuarie 2017 vor veni și alți medici care vor termina rezidențiatul pe secțiile radiologie și interne.